Hello YouTube, bine ați revenit la un nou episod de vlog. Astăzi este sfânta dată de 11 sau 12 octombrie. Stați să mă uit. Pam. 12 octombrie, m-am înșelat. Bun, perfect. Astăzi o să vă arăt cum îmi fac mesele într-o zi de high. Este zi de high carb. O să vă arăt mese, calorii, în cât timp termin mesele, cum le prepar, care sunt... Na. Cât să vă faceți o idee cât de ușor este să vă faceți mesele într-o zi de high carb. Dacă vi s-a părut chestia asta ușor, gândiți-vă că într-o zi de low carb sau de medium carb sau într-o zi în care aveți efectiv mai puțină mâncare de preparat, este și mai ușor să vi le faceți. Asta, în general, se adresează foarte multor oameni care spun că nu au timp să își pregătească mesele sau că nu au timp să mănânce și așa mai departe. O să vă dau toate detaliile. În momentul de față trebuie să mă îmbrac ca să plec la sală pentru că am un PT. Iar după ce mă întorc, având în vedere că este destul de târziu, adică o să mă întorc undeva la ora 12, mi-am decalat prima masă cam până la ora respectivă și o să vă arăt tot ce îmi pregătesc pentru ziua de astăzi. Asta înseamnă că o să-mi decalez mesele cam până la ora 12-1 noaptea, ceea ce pentru mine este puțin fucked up astăzi, dar nu e absolut nicio problemă. Pup și revin. Bun. Așa. Începem ziua. M-am întors acum de la PT și primul lucru pe care o să-l fac o să fie prima masă. O să le fac în ordine cronologică. De obicei eu le fac pe toată odată ca să-mi ia mai puțin timp, dar având în vedere că oricum voi ia extrem de puțin timp să le faceți, o să le fac în ordine cronologică ca să vedeți și mesele. Prima masă avem așa. 60 de grame de ovăz. Sper că am destul ovăz, da, am destul ovăz, cu 15 grame de whey, nu, cu 20 de grame de whey, 2 ouă și 200 de ml de albuș. Adică o să avem o omletă și un ovăz separat care o să fie porridge, pana, ovăz. Primul lucru pe care îl fac este să-mi bag ovăzul la microunde. Am castron, am cântar, pun ăsta, dau pe 0, iau ovăzul, ovăz normal de la Lidl. Măsor 60 de grame, 50, 57, 1, 60. Peste asta, pun apă. Am acoperit pe tot cu apă, dar să se vede. Ok, cam așa arată. Și acum îl iau frumos și îl bag la microunde, 3 minute. Bun, 3 minute la microunde. Între timp, iau un alt recipient de mărimea asta. Am pus pe cântar 200 ml de albuș. Gata albuș. Două. Una. Două. Am aruncat o oră la gunoi. Între timp cât las ouăle acolo, pornesc aragazul. Știu că am plită electrică, adică gen am aprindere electrică la plită, dar din cauza că în spate am doar două ștechere, de fapt am o singură priză unde încape un singur ștecher, am preferat să bag cuptorul care e tot electric, decât să bag aprinderea de la plită, așa că mi-aprind plita cu... aragazul mi-l aprind cu bricheta. Bun, am bătut și ouăle. Așa, aștept să încălzească puțin, hai, nu știu. 30 de secunde maxim tigaia, fără niciun pic de ulei, tigaia e și spălată și le arunc peste. Bun, am aruncat, am pus capac peste, ăsta în chiuvetă și aștept să se facă, revin. Am scos ovăzul de la microunde, îl pun pe cântar. Bun, am isoground zero, asta e momentan în proteina pe care o folosesc. Bă, cam cel mai bun profil aminoacidic pe care îl găsiți pe Vitabolic. Deci pe 33 de grame avem 120 de kilocalorii, 0,33 grame fet, 0,33 grame de carbo, 0 grame de fibre și 29 de grame de proteine. Deci pe 33 de grame de fibre ai 29 de grame de proteine. Și profilul aminoacidic îl găsiți defalcat aici. Cine vrea, stai să focuseze, puneți pauză și citiți. Bun, pun 20 de grame. 25. Perfect. Pus în loc. Peste astea mai pun 2 grame de scorțișoară. Am asta. Mm-hmm.
Ok, bun. Am luat linguriță. Where the fuck is it? Bun, și amestec. Din cauza că am prea puțin, da, extrem de puțin ulei raportat la cantitatea de ovăz pe care o am, gustul nu o să fie wow. Pentru că e o proteină bună, într-adevăr, pe profil aminoacidic, dar gustul, fiind îndulcită cu stevia, este îndulcită, da, 100% îndulcită cu stevia, nu e cel mai bun gust pe care îl găsiți la Vitabolic, adică proteinele care au puțin carbo, gen un gram de carbo pe 33 de grame, cum e New Way Trilogy, are și un gust mai bun. De-aia folosesc Flare Drops, care sunt zero cu caramel. Stai să se focuseze, focusează-te. Exact. Și folosesc, nu știu, 4-5 picături. 1, 2, 3, 4, 5, hai, 6. Bun, am pus. Ce faci, mumila, e toată mumila, ești aici. Așa. Și reamestec. Mai ce frigul. Bun. Așa arată porridge-ul, l-am terminat, l-am pus deoparte. Acum mă uit la omletă, care este fix aici. Mai are puțin. O amestec puțin în tigaie, gen într-o tigaie așa, cât să se redistribuie uniform peste tot. Să nu se ardă jos, deși e o tigaie foarte bună. Aștept să se facă și revin cu prima masă. Până acum mi-a luat prima masă 5 minute pe ceas. Tot ce ați văzut aici este filmat cam fără întrerupere. Cât să menționez, deci este ora 15.50, doamne, 12.50, da? M-am apucat la ora 12.45 de mese, da? Asta așa ca să aveți și un time frame cam în cât timp sunt gata toate mesele. Să nu pară că am furat pe ceas. Bun, am terminat și prima masă. Acum, ca să vedeți, să vă dați seama cam cum arată tigaia, cât de mult se lipește dacă nu folosiți ulei. Cam atât de mult se lipește, adică nimic. Mi-a luat... Nici măcar nu s-a lipit când am ridicat-o. Sunt 3 urme pe ea. Da? Nu aveți nevoie de ulei ca să gătiți. Asta să fie clar. Prima masă e gata. Omletă, ovăz, mă apuc, o mănânc și revin cu restul meselor. Bun. Pentru următoarea masă, masa numărul 2, înainte, e practic masa pre-workout, după masa numărul 2 o să mă antrenez, avem așa, stați să opresc căcatul ăla, că a început să bâzie. Avem 120 de grame de paste sau de orez, dar de data asta o să prefer paste și să văd dacă mai am paste. Dacă nu mai am paste, o să fac orez. Ok, fuck it, nu mai am paste, deci o să fac orez. Să iau orez preferat, am două tipuri de orez, dar basmati văd că nu prea mai am. Așa că o să iau orez de ăsta rotund. Să-mi pun 120 de grame. Ok, perfect. De fapt nu, o să pun 120-220 de grame. Pentru că masa post-workout este cremă de orez. Să pun 220 de grame. Perfect. Cam așa arată. Am pus apă aici, deja la fier. Îl torn peste apă. Bun. Nu-mi spăl orezul. Vă rog să nu mă spamați cu de ce nu-mi spăl orezul. Pur și simplu nu-mi spăl orezul. Nu am chef să-mi spăl orezul și nu o să-mi spăl orezul vreodată. Ok? Bun. Deci, masa pre-workout 120 de grame de orez. Masa post-workout 100 de grame de orez. Acum, o să le fac 110-110 pentru că mi-e foarte lene să împart cantitatea aia după ce o gătesc. Așa că o să am două mese de 110. Una pre-workout, alta post-workout. Masa pre-workout o să fie 110 grame de orez cu 100 cât de grame de ton, să vedem cât are conserva. Cantitate netă 120 de grame, 112 grame ton. Care avem 20 de grame de proteină. O să mai folosesc încă jumătate din altă conservă ca să am 150 de grame de ton, da? Și cu 10 ml de ulei de măsline. Big changer uleiul de măsline, dacă mă întrebați pe mine, mai ales să nu gătiți în el, ci să-l puneți deasupra meselor, pentru că analizele au ieșit cam bine, ultimul. Iar masa post-workout, cele 110 grame de orez, le voi face cu 40 de grame de whey, pentru că am rămas fără cremă de orez și mai am comentat doar instant oats, să-mi aștept și o comandă de la Vitabolic. Da, și când nu am cremă de orez, pur și simplu îmi gătesc orezul. Ok, in the meantime... Masa cu numărul 4 constă în 150 de grame de vită pe care o am congelată și am scos-o acum de la congelator.
și în care am făcut următorul artificiu ca să o decongelez mai repede. Asta în cazul în care vreți să decongelați, dacă nu, de obicei o arunc și în așa tigaie. Am pus aici un bol, iar în celălalt bol este pus un bol unde am pus apă fierbinte și practic am făcut un bai mare. Și o să iau asta și o să pun în bolul ăla cât se dezghețe mai repede, bineînțeles, fără ambalaj. Da? Perfect. O las aici undeva la 10 minute, se mai decongelează din ea, timp în care eu o să spăl acești cartofi. Pentru că am la masa numărul 4 350 de grame de cartofi, 347, pana mea! La fix 350 de grame de cartofi cu 150 de grame de vită și 10 ml de ulei de măsline. Iar ăștia o duc să-i spăl. Doar îi spăl, nu-i mai decojesc pentru că sunt cartofi pentru copt și sunt cartofi noi, îi găsiți și la Lidl și la Kaufland. Și îi fac așa cu coajă, însă o să-i spăl cu un burete de sârmă încât să iasă toate căcaturile astea de pe ei. Între timp am pornit cuptorul pe preîncălzire la 180 de grade. Iar cât timp îi spăl, el o să se încălzească, iar după ce arunc, o să se facă în decurs de 12 minute maxim. Mai repede decât la air fryer, din punctul meu de vedere, pentru că am și air fryer, dar prefer să folosesc cuptorul, pentru că pot să fac cantități enorme în tavă la cuptor. Și dacă mi-au două tăvi, na, just imagine. Am terminat acum aproximativ primele 4 mese și mă apuc să o fac pe A5-a. A5-a masă este similară cu prima, doar că am o cantitate mai mare de ovăz la ea, pentru că e masa de dinainte de somn. Și o să trebuiască să deschid o pungă nouă de ovăz pentru această masă. Și îmi place să-mi umplu căcaturile astea de la Ikea, îmi plac maxim. Și având în vedere că mai am foarte puține de ele, le fac refill. Deci, ultima masă avem 120 de grame de ovăz, pe care o să-l torn aici. 89, ia să vedem. Bun, perfect. Am umplut și asta, am și 120, stai că am pus puțin cam mult. Așa, să reechilibrez situația. Bun, pusesem pe 140. Bun, ăsta e, pun capac. Peste ăsta pun apă și din nou îl dau la microunde. În general, prima și ultima masă mi le fac mereu acasă. Da? Pentru restul nu sunt acasă, deci prima și ultima masă le mănânc și le fac mereu pe loc, practic, când am nevoie de ele. Restul meselor le fac după prima masă și le iau cu mine. Pe alea le fac pe toată odată. Dar prima și ultima le fac mereu acasă, în momentul în care sunt acasă și în momentul în care vreau să le mănânc, pentru că, na, sunt mereu acasă la ultima și prima și ultima masă și cred că și voi sunteți. Și, sincer, mai mult de 3 mese, nu știu dacă are rost să faceți la voi, decât dacă aveți un job super mega complicat și stați foarte multe ore la muncă. Cât se face ovozul la microunde. Deci ovozul pun mereu la 3 minute pe high. Depinde de fiecare cuptor cu microunde. Datoria voastră este să vă testați cuptorul cu microunde, nu îl puneți cum zic eu. În momentul de față m-am trezit astăzi lowest de când m-am întors din vacanță din Grecia, deci de acolo o lună, a trecut o lună. Am venit la vreo 2 zile după ce m-am întors din Grecia, m-am cântărit. Aveam 95 de kg, astăzi m-am trezit lowest, 90 punct ceva. Deci în decurs de 4 săptămâni am dat jos 4 kg și un pic. M-am trezit la 90-80, ceva de genul. Not a lot of fat, însă o grămadă de apă distribuită foarte prost. Probleme cu pompa sodiu-potasiu, pentru că n-am consumat deloc potasiu și sodiu la greu. N-am avut gleznele umflate ca după toate problemele cu BEDs, unde ai brinichii praf și ai insuficiență renală și nu se mai drenează nimic, dar cei drept îmi lăsau șosetele niște urme, orice ceas purtam la mână sau orice elastic de păr pe care îl purtam pe mână îmi lăsau oarecare urmă, dar da, minicatul ăsta merge bine, o să mai stau și luna asta, octombrie, pe el, suntem în 12, deci da, încă 18 zile de minicat. Și cred că și o perioadă din noiembrie, aș vrea să ajung cumva la o greutate pe care am avut-o la, să zicem, nu știu, 12-15 weeks out, undeva la 86-87 de kg pe acolo, având în vedere că am concurat cu 82, cam pe acolo pot să mă stabilesc extrem de ușor, adică în momentul de față, nu știu, sunt undeva între 15 și 17% body fat, na, se vede după mine, nu sunt lean, nu sunt nici mega acoperit, încă mai am striații pe umeri, pe piept, mai ales când mă pompez. Dar, da, minicatul ăsta a mers foarte bine.
trebuie să știți mereu, și după ce faceți câteva concursuri, trebuie să știți mereu unde trebuie să vă opriți cu mâncarea. Am mers și am făcut lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, cum ar fi să mănânc, să nu mă antrenez, să nu-mi pese, să nu mă gândesc obsesiv la chestia asta, pentru că tot jocul ăsta e de fapt un joc psihologic, nu vă jucați doar cu calorii și matematică. Dar atunci când jocul psihologic devine prea greu și nu știți ce să faceți și vă gândiți, bă, oare ce fac e bine, oare ce fac nu e bine, trebuie să vă gândiți mereu și să vă dați seama că trebuie să vă întoarceți înapoi la cele mai basic lucruri pe care le știți. Și alea sunt deficit, mentenanță și surplus. Și luați-o din nou pe degete. Simplu. Vrei să, nu știu, ești cea mai des întrebare întâlnită, cea mai des întrebare pe care mi-o adresează lumea e, sunt skinny fat, ce fac? Fac bulk, fac... Man, faci lucruri pe care le vrei, care să te ducă în punctul în care îți dorești să ajungi. Ha? E simplu. Ce îți dorești? Vrei să fii super mega shredded? Răspunsul este simplu. Continui cu deficitul. Nu vrei să fii super mega shredded. Vrei să fii mare. Vrei să faci un off-season. Nu știu. Vrei să pui și grăsime și masă musculară pe tine, etc. Cu toate că... Căcatul ăsta cu pus masă musculară mă sparge. Ok. Faci un off-season. Faci un surplus caloric. Ok? Orice surplus caloric, oricât de mic ar fi el. Și o zi dacă ești în surplus caloric... Și o săptămână dacă ești în surplus calorii, e fucking off-season. Nu mai tratați off-season-ul ca și cum ar fi ceva ce trebuie să faceți ani de zile. Gen, trebuie să stau un an pe off. Nu, trebuie să stau un an pe off. Toate lucrurile astea, la final, după toate debate-urile psihologice pe care le aveți, cu body dysmorphia, dacă arăt bine, dacă nu arăt bine, cum mă simt de fapt, toate se reduc la matematică și la a aduna și a scădea kilocalorii, macronutrienți și așa mai departe. Minute de cardio, pași, etc. Ore de antrenament, ore de mers pe bandă, ce vreți voi. Toate lucrurile astea se cuantifică și toate sunt lucruri care țin de matematică. Țineți minte, este super simplu. Când nu știți ce să mai faceți, faceți lucrurile care sunt cele mai basic. Go back to the basics. Și atât am de zis. Bun, și acum sunt gata toate mesele și o să vi le dau în ordine cronologică. Întâi, hai să verificăm ceasul. 13:22 de minute. Da? Ne-am apucat la și 50, au trecut 32 de minute, minus ce am vorbit eu, hai să zicem 27-28 de minute. Prima masă gata. Ok? A doua masă, masa pre-workout, este gata. Orez cu ton, ulei de măsline. Masa post-workout, orez cu whey, este gata. Masa numărul 4. Cartofi cu vită măcinată. Cartofi, adică să nu credeți că mint, iese abur din cartofi, adică cartofii stând în care sunt făcuți acum. Da? Iar ultima masă, ovăz plus 40 de grame de whey și peste asta o să mai adaug niște nuci. Da, o să mai adaug încă 30 de grame de nuci și peste asta. Peste asta 10 ml de ulei de măsline, 10 ml de ulei de măsline, masa post-workout. Nu folosesc atât de multe grăsimi, chiar am un colesterol extrem de bun. Iar peste asta o să pun puțin mai mult grăsimi. Fac și calculul pe MyFitnessPal și vă arăt și caloriile totale pentru ziua asta. Și avem așa. Da, așa să vi arăt întâi pe toate că le-am trecut aici. Fulgi ovăz 180 de grame, am trecut alt whey pentru că pe ăsta nu-l ia, dar are un profil aminoacidic destul de mare și nici mi-e și lene să-l bag în aplicație. Albuș de ou 200 de grame, ou de găină 130 de grame, pulpă de vită 150 de grame, cartofel 350, ton conserv 151, orez basmati, am pus orice orez, nu e basmati, da, este un orez rotund, dar are, sunt fix aceleași macros, nuci pecan, albușul am pus, uleiul de măsline, multe de ulei de măsline, trebuie să trec și uleiul de măsline. Cam asta a fost partea de mâncare, n-am mâncat masa aia cum am zis, pentru că am stat să vi le fac. 27-28, maxim, hai rotund 30 de minute să faceți mesele. 5 mese pe zi, 30 de minute, for fuck's sake. Și în momentul de față, eu a trebuit să-mi fac ovăzul ăsta, adică să-l bag la microunde, pentru că, în mod normal, am creme. Și doar îmi pun niște apă fiartă sau apă la temperatura camerei peste crema aia și se face crema. Adică puteam să ies și mai bine de atât. Bun, o să mă duc la sală, astăzi am antrenament de pull, o să vă dau și câteva secvențe din antrenamentul de pull, dar ca să vă faceți o idee, cam asta este tot. Nu includ suplimentele în ziua de azi, nu includ nici ce iau cu fiecare masă, pentru că s-ar lungi super, super tare și ăsta să fie un vlog pentru altă dată. Nici pre-workout, intra-workout și așa mai departe, peri-workout, supplementation and shit, nu le punem. Revin de la sală și cam asta a fost totul în materie de mâncare pe astăzi. Plus ulei de măsline, așa,
avem un total de 3218 calorii, nu știu de ce e trecut, mai fiind de spalul cu 1200. Avem 335 de grame de carbo, 100 de grame, 110 grame fet și 245 de grame de proteină. Asta este intake-ul total de proteină. Da, dăm la calories, ca să le vedeți pe toate. Transfet 18 grame, nu știu de unde cacat au scos 18 grame de transfet. Sodiu, în calitate de sodiu, peste fiecare din mesele astea s-a pus un gram de sare, plus 2 grame de sare în intra-workout, nu, în pre-workout, avem un total de 7 grame de sare per zi. Aportul ăsta de sodiu îl țin în fiecare zi, să se înțeleagă foarte clar. Nu prea am scăzut și nici nu prea am crescut decât în peak-week, dar nu cu mult, maxim cu 50% în plus sau în minus. Am mai văzut o chestie acum și ultima chestie pe care vreau să adresez după rage pe care l-am avut cu trafic. M-am întâlnit acum vreo 3-4 zile în sală cu un băiat care m-a ajutat, m-a ajutat, Doamne, m-a rugat să-l ajut la un hack squat, să îi pun hack-ul la loc și, mă rog, să-l ajut pe parcursul setului ca orice alt om normal, pe care bineînțeles că l-am ajutat. Și mă cunoștea, m-a salutat, etc., până mai nu știu ce, și printre cuvinte mi-a zis că mă felicită pentru forma pe care am avut-o la concurs, lucru pe care vă aș ruga din suflet să nu o mai faceți față de nimeni, pentru că forma pe care am avut-o sau oare cineva la un concurs nu este pentru oamenii de acasă, este pentru a aparține unui cadru autentic și anume scenă, da? Deci chestia asta cu apreciezi forma, n-ai de ce să o apreciezi. Nu există niciun motiv real pentru care să apreciați forma sau munca unui om pe care el a depus-o pentru ego-ul și orgoliul lui propriu și personal, da? Bun. Același lucru cu aia, cu mentalitatea de campion, cu hai cu procardul, încetați să mai faceți presiuni inutile asupra unor oameni care se chinuie tot așa să descopere și să facă niște lucruri pentru ei înșiși, nu pentru altcineva. Cardul ăla nu e pentru altcineva, e pentru tine, e un căcat de carton pe care îl țin în casă. Anyway, după care îmi spune că mă apreciază foarte mult că eu am ajuns în forma asta fiind natural. Pe mine, inițial, am crezut că mă ia la mișto și m-a buvnit râsul. Na, am mai auzit chestia asta cel puțin o dată în viață. Și același lucru s-a întâmplat și acum. Mă uitam pe TikTok în comentarii și nu știu cine spunea că eu sunt mai mare decât Robert. Și un alt tip i-a răspuns: păi da, bă, dar Robert e natural. Și celălalt a răspuns: păi și ce, și Ciprian e natural. Bă, băieți, nu sunt și nu voi mai fi niciodată natural. Ca orice alt om care a fost toată enhanced, nu mai poate să fie niciodată net, indiferent ce faci, da? Indiferent ce faci. Natural este one life status, da? Natural înseamnă o singură dată în viață. Și lifetime, de altfel. Nu mai ai cum să fii natural odată ce ai fost enhanced. Nu sunt și nu voi mai fi sportiv natural ever, cât mai am eu de trăit ani pe acest pământ. Dacă voi mai fi considerat sportiv, asta e un alt lucru de discutat. Dar natural, netii, nu voi mai fi niciodată. Și nu știu cine căcat a spus chestia asta din context, luând în considerare faptul că nu am zis niciodată chestia asta. Eu singur. Deci, vă rog frumos, nu mai adresați statusul de net. Nu că pe o jignire, Doamne ferește, pentru că am ales să reprezint timba și am ales să... Adică nu o să o reprezint, dar am ales să antrenez toți oamenii pentru NBA, să fiu un staff-ul NBA și să ajut NBA ca și federație să crească, da? Pentru că mi se pare de bun augur să fac chestia asta. Alegerile mele personale nu au treabă cu lucrurile în care cred eu. Eu sunt într-un punct în care nu mai am cum să dau înapoi acum și să stau 4 ani pe bară și să intru să concurez într-o federație de naturali, pentru că mi se va pune mereu ștampila de enhanced, lucru care este valabil. Oricine este enhanced și acum zice: păi nu mai sunt, de 4-5 ani vreau să merg și natural. Nu, muscle memory-ul și miofibra care este acumulată în urma anilor de enhancement este net superioară oricărui sportiv natural decent și mediocru, da? Deci chestia asta cu păi am trecut anii, vreau să mă duc să concurez, nu mai ești bossule neti, oricum ai dat-o tu, oricum ai întoarce situația,
nu ești și nu vei mai fi niciodată. Iar eu nu vreau să fac chestia asta că mi-încalcă principiile. Așa că unde aleg eu să concurez și ce aleg eu să fac, se vede și este foarte public. Ce aleg să susțin în rest și pe cine aleg să ajut, se vede iarăși și este public. Nu confundați una cu cealaltă. Dacă organizez în cadrul IMBA, antrenez oameni în cadrul IMBA, ajut organizația IMBA și o promovez pe mai departe, nu înseamnă că eu concurez în IMBA. Punct. Okay? Vă mulțumesc și ne vedem de la antrenament, pentru că am ajuns la minunatul Kaufland unde îmi voi parca căruța și unde îmi voi face cumpărăturile înainte de a mă duce să mă antrenez. Ciao! Hei, YouTube, bine ați venit la această zi minunată de spate. Am dat antrenamentul pe Speed 2 ca să puteți să-l vedeți mai repede. Bun, primul exercițiu a fost un rear delt exercise executat dintr-un unghi de 90 de grade între trunchi și lower body. Exercițiul dus până la epuizare, 10 repetări. Aici este puțin mai interesant. N-am mărit viteza la exercițiul ăsta ca să înțelegeți ce se petrece. Eu la aparatul de ramat am ajuns în timp să fac full stack. După full stack mi-am dat seama că pot să duc cam destule repetări și că mai îmi trebuie ceva greutate. În momentul ăla rugam oamenii în sală să-mi țină deasupra discurilor un disc de 10 sau un disc de 20. L-am rugat pe Cristi și Cristi a zis că e lene, așa că o să-mi lege discul de 10 cu o kingă de aparat. A legat, discul a căzut, therefore n-am mai putut să fac progresiv overload-ul ăsta și a trebuit să lucrez cu greutatea lui singulară, fără nimic în plus. Cu toate astea, cred că m-am dus undeva în jur de 8 repetări. A fost foarte bine că m-am oprit aici, pentru că nu cred că puteam să urc mai mult și dacă puneam și discul ăla, cred că mă duceam în range-ul de 6. Nu mă deranja neapărat, dar am sperat că o să meargă. Bun, ordinea de astăzi este pull, în caz că nu v-am înștiințat încă. Primul exercițiu a fost pentru real delt, iar următoarele sunt doar pentru spate. Prioritizarea este dorsalul. Astăzi o să lucrăm doar dorsalul. Ziua de terapezi este separată în cealaltă zi de pull a săptămânii. Exercițiul numărul 3 este un high row executat din poziție de fandare. Aici mă duc, încep cu range-ul de 10-12 repetări în prima serie de lucruri, iar în următoarele serii de lucruri schimb range-ul pe 5, respectiv 8 repetări maxim, dacă este cazul. De obicei aici mă duc la ultima serie spre full stack, în range-ul de 5-6 repetări. Este o poziție care îmi place și încă pot să fac retracție scapulară, adică nu am umerii duși în rotație internă în momentul în care se face ramatul până la capăt. Încerc de fiecare dată când schimb brațele să mă duc pe o poziție mai avantajoasă segmentului părții respective și nu să stau la mijloc, la neutru. Din păcate, tracțiunea pe care am filmat-o a fost în poziție de portret a telefonului și nu în poziție de landscape și therefore nu pot să o pun aici. Însă vreau să știți că exercițiul care am terminat ziua de spate a fost un exercițiu de tracțiune la helicometru. Din păcate, am folosit telefonul prost, așa că vă las cu ultimul exercițiu de antrenamentul de pull, adică flexii cu gantere la liber. Aici, după cum puteți vedea, a fost cu greutate destul de mică, mai mult de 20 de kg nu urc. Sunt destul de strap popular partea de pull în ceea ce privește bicepsul, dar destul de puternic în ceea ce privește spatele. Acesta a fost antrenamentul pe astăzi, sper că ați găsit interesant și vlogul, și antrenamentul, și mesele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați like, share și subscribe. Dacă nu v-a plăcut, puteți oricând să dați skip, să vă uitați la altceva sau să lăsați sugestiile voastre în comentarii. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o zi frumoasă, să vă beți apa, să vă mâncați mesele.